Здесь очень много джаз. Назима. 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 Ну, моя часть же здесь камера, да? Ну, вы неправильно. Как я шевелась, не забрала. Вам с Константином. Да. Это где? Мальчик, когда уши. Закрыли мальчик. Мясо у тебя с гата, Кулеч? Простите. Гата, да? Да. Fracțiunea blocului comunist și a socialiștilor astăzi în ședință a luat decizia să boicoteze ședința Parlamentului. Acest boicot are o conotație politică. Se explică prin faptul că în Republica Moldova conducerea actuală nu se ocupă cu problemele țării, nu se ocupă cu problemele cetățenilor, nu se ocupă cu problemele stringente și stă în fața tuturor, dar au început atacurile împotriva celor persoane care sunt în funcție conform Constituției și care apără legea țării și care au început activități serioase împotriva corupției. Chiar cei care s-au declarat luptători cu corupție și astăzi stau în fotolii neconstituționale, ori aleși în mod legitim, ei nici nu se imaginează la ce luptă au început ei împotriva democrației și împotriva statului de drept în Republica Moldova. Ei sunt copleșiți de acele vizite a diferitor președinți din statele respective, a diferitor ministri, a diferitor organizații internaționale, de permisiuni, de credite, de granturi, și ei cred că lor să le se permite totul ce le dă lor în cap. Suntem în pragul iernii, probleme sumedenii, prețurile nu le controlează nimic, pentru că țara până astăzi nu este instaurată o guvernare normală, o guvernare care să aibă grijă de țară, de cetățenii ei. Acordul cu Gazpromul la gaz n-a fost prelungit în timp, de aceea luna aceasta cetățenii țării și toți agenții economici a plătească o sumă enormă de 800 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaz. Prețurile la pâine, cine și cum vrea, le majorează în fiecare zi. Prețurile la toate celelalte produse, ce sunt de viața de fiecare zi a cetățenilor, tot așa. Nimeni în țară această lucru nu trebuie nimic. Și cu motorina, și cu benzina, și cu toate celelalte. Este plictisitor de numărat. Guvernarea nu se ocupă cu probleme concrete. Guvernarea a început a-și face loc pentru viitoarea dictatură. Vorbind despre stat de drept, ei flagrant încalcă legea. Doar în Parlament s-a discutat problema și s-a vorbit despre ce că ei formează un grup pentru a investiga activitățile Procuraturii Generale. N-au așteptat ca acest grup să se activeze, n-au așteptat nimic și au mers la un pas excepțional de complicat când au hotărât să-l rețină pe Procurorul General. Ne-au făcut de rușine față de toată lumea, față de toată Europa. Au discreditat însuși acest organ suprem, Procuratura Generală, care el este acel organ care reprezintă status, de care de numele statului întotdeauna înaintează învinuiri în organele judiciare. Și noi acum nu știm la ce pașa să margă și mai departe acești care astăzi se numesc guvernanți, și ce ne așteaptă pe noi pe toți. Deci noi nu suntem, nu că nu suntem de acord, noi suntem categoric împotrivă prelungirea acelor
momente care nu de mult s-au terminat. Noi credeam că s-au terminat după plecarea lui Plahotniuc, după plecarea guvernanței precedente, credeam că ele deja s-au terminat, nu mai au loc și nu poate fi repetate. Nu, s-au început să repeta. Lor le trebuie procuror de buzunar. Eu am vorbit despre asta la diferite emisiuni la televiziune, la diferite canale, am vorbit în Parlament, lor le trebuie procuror de buzunar care să pună indicații pe care persoane concrete trebuie să fie arestată, trebuie să fie dosar penal și așa mai departe. Nu între aceasta constă lupta cu corupție. Mai mult atât, nici guvernul, nici în președinție, nu au nici un plan strategic. Ce se face în perspectivă, ce se hotărăște, cum se hotărăște problemele în țara noastră. De ce noi în semn de protest după celor ședință Parlamentului și o să vedem ce s-a terminat mâine eliberarea lui Stăianoglă după 72 de ore și o să vedem după aceasta care măsuri o să le dezvoltăm noi mai departe în țara noastră. Despre aceasta am vrut eu să informez. Ceva cuvinte despre acele persoane care astăzi ne dau lecții de moralitate și ne povestesc despre democrație și valori europene. Special am adus pentru presă, acei care au capacitatea să citească și acei care sunt independenți. 56 de semnături a deputaților în Parlament. Dintr-o legislatură trecută, acei 56 de oameni care au trezit într-o noapte de iarnă pe președintele Republicii Moldova de atunci, Nicolae Timofte, ca să-i spună că el este obligat să înainteze candidatura lui Vladimir Plahotniuc la funcția de prim-ministru. 56 de semnături acelei coaliții pro-europene și pro-hoții și pro-fără de legi. Ultima semnătură, Carp Lilian. Un pic de ligbez despre practici parlamentare sau cum se adună semnături. De regulă, persoana care merge și adună fizic semnăturile semnează ultima, după care deja transmite spre înregistrare. Ultima semnătură e Carp Lilian. Acela care pe atunci pleda pentru un guvern în frunte cu Plahotniuc. Și astăzi, în baza depozițiilor acestei persoane compromise, participant la toate fără de legi, coaliții de guvernare care au modificat legile cu privire la Banca Națională, garanție de stat, aeroportul fără de legi la calea ferată și multe, multe altele. Iată, această persoană, în baza acțiunilor pretinsa lui, este reținut procurorul general. Într-o termen record, oră și jumate, pe patru capete de acuzare, acei care măcar au 2 ani de facultate juridică, înțeleg foarte bine ce înseamnă să înaintez 4 capete de acuzare și ce asta presupune ca și un proces penal. Ora jumate, care este problema? Și un procuror general cu mascații de la SIS. De 2 ani noi nu am avut deținuți politici. De 2 ani Moldova a fost mai liberă. Și iar am ajuns la show-uri televizate care le privesc seara oamenii cum cu mascații pot să scoți mascații de la SIS. Ca să înțelegeți, gruparea care a fost responsabilă de extradarea profesorilor turci pot scoate, de ce nu, față de întreagă țară pot scoate un procuror general. Stimați reprezentanți ai mass media și stimați cetățeni, această istorie deja nu este despre Stoianoglu. Ce ține de Stoianoglu, soluția și unica ce este posibil în această situație este eliberarea lui chiar astăzi. De acolo unde se află. Dar această istorie deja este despre Republica Moldova, despre instaurarea dictaturii unui singur partid, unde la sediul unui partid se va decide. Deja nu este glumă. Ce cetățean trebuie să facă pușcării? Cu încălcarea tuturor normelor legale. Acest lucru ne readuce iar la stat capturat și la situația când fiecare cetățean poate fi ridicat pe sus într-un hal, fără a avea parte de proces echitabil și fără a avea parte de acces la justiție și apărare. De aceea, duminică, noi am inițiat o măsură amplă de protest, cu participarea tuturor actorilor politici, cu un microfon liber,
Фără drăpele de partid. De aceea că este vorba de, nu de luptă politică, este vorba de viitorul Republicii Moldova. Noi am tolerat multe și am văzut cum cineva pronunță deciziile Curții Constituționale înainte ca judecătorii Curții Constituționale să emită și să dea citire acele hotărâri ale Curții Constituționale. Comisia Electorală Centrală astăzi este un singur partid, alte instituții ale statului. Dar iată am ajuns că atunci când cineva în dorința lor de a mai lua încă o jucărie, încă o instituție publică, care este procuratură, umilește nu un singur procuror general. Ce va fi cu această procuratură mai departe? Ce credibilitate vor avea procurorii? Ce activitate vor duce procurorii dacă Stoianoglu a fost răzbunat de un clan mafiot din cadrul procuraturii generale? Și știm foarte bine și toată presa știe cine sunt acești procurori, ce istorie au și cât de integri ei sunt. Dacă guvernarea noastră de astăzi este așa de integră și principială, cum poți, de dragul obținerii unui rezultat, să faci coaliție și intri în cărdășie cu niște oameni profund murdari? Și da, noi condamnăm categoric stilul bandițesc. Așa procedează bandiții. Oare Stoianoglu fugea din țară? Sau era nevoie să vină două echipaje de mascați în curtea blocului de locativ, unde trăiesc sute de oameni, de dat buzna sara, noapte de făcut percheziție acasă, pe la domiciliu, de arestat soție? Nu. Aceste lucruri nu pot fi tolerate. Astăzi, noi evident că nu putem și nu vom participa la această ședință. Că asta ar fi o recunoaștere a acestei majorități și ca și cum tot merge bine. Așa nu merge bine. Eliberarea lui Stoianoglu și revenirea la stat de drept, la justiție, la proceduri, la supremație legii. Doar așa noi putem intra în Parlament și putem lucra. În această situație, din partea noastră, ar fi cel puțin ridicol de susținut acest teatru a absurdului. Astăzi avem ocupație, avem agendă. Vom verifica în ce stare este conectarea la internet la unele ambasade. Vrem să știm foarte exact de ce nu sunt poziții partenerilor de dezvoltare. De aceea că trăim în lumea globală. Moldova este parte a unor organisme internaționale. Și aceste organisme de regulă reacționează operativ și sănătos. Înțelegem foarte bine situația unor diplomați care sunt și ei surprinși de comportamentul oamenilor susținuți de ei. Dar oricum, trebuie să veniți cu o poziție și trebuie să fiți foarte concreți, stimați ambasadori, stimați diplomați acreditați în Republica Moldova. Ieri am transmis notele respective către secretarul general al Consiliului Europei, către comisii de la Veneția, mai multe organisme internaționale. Cei care au investit mult efort și resurse financiare în reforma justiției în Moldova. După ce săptămâna trecută am fost laudați că am modificat Constituție și mergem pe angajamentele noastre, iată, în 5 minute am degradat. Și situația este mai proastă decât era. Asta am vrut să vă comunicăm, a fost un briefing și pe parcurs vă vom informa ce... Amendament în calitate de deputat, în calitate de președinte de comisiei securitate. Vă îngerează acest fapt și trebuie să formă alte lucrări. Toți s-au primit răspuns la aceste întrebări, la invitații care au fost la emisiune. Eu sunt jurist. Bun, rău, dar sunt jurist. Și nu ar încurca ca cei din Parlament, inclusiv și ministrii de justiție, să mai frecventeze facultatea. 56 de semnături care l-au inventat pe Plahotniuc. Acești oameni au dirijat Republica Moldova 10 ani. Acea lege la care vă referiți a fost votată de Alianța pentru Integrare Europeană. Domnul Voronin pe atunci cu Partidul Comunist, cu fracțiunea comuniștilor, au fost în opoziție și nu au votat acea lege. A fost votată de toți. De Filat. Era așa un actor. Și apropo...
Да, ан прима, ну и ну иди 107 прощадим. Ну иди 107. Молцамим. Мерси. Завтра после обеда. Идите, девочки, вам на передовую. Мерси.